Hai, nu răfățăc și bun regăsit la un nou episod. Băi, în fiecare live, după fiecare episod, în comentarii la episoade, în mesajuri pe Instagram, pe Facebook și așa mai departe, mă întreabă foarte mulți jucători, băi, Chiru, cum să fac bani în GTA Online? Băi, cum faci bani în GTA Online? Foarte simplu, băi, faci business-uri, faci heist-uri, faci aia, faci ceilaltă, faci a treilea, faci a patra, da? Sună foarte, foarte simplu, dar e foarte, foarte simplu pentru persoanele care deja au niște bani, pentru jucătorii care au deja pe account câteva milioane ca să investească. Pentru că știți destul de bine că ca să faci bani în GTA Online, întâi și întâi trebuie să investești. Investești bani și câștigi alți bani, da? Dacă nu investești, nu câștigi nimic. Da, și să facă și ei care n-au și investi, cum să facă bani, de unde să iei ei bani să investească dacă n-au și investi, răspund la întrebarea ta, cum să faci bani în GTA Online dacă nu ai niciun ban? Dacă abia acum ai început a juca și vai de capul tău, ești sărac lipit pământului. Băi, intri în canalul de Discord, uite, link-ul e aici în descriere, în caz că link-ul nu merge, o scăzut, îmi scrie un comentariu la episodul ăsta și ți-l pun din nou. Dar așa mai bine, intră pe Instagram, link-ul totul vezi aici în descriere, își iar link-ul de la Discord și ți-l dau. Intră pe Discord, mă găsești pe mine sau pe orice care jucător care fac parte din staff-ul comunității și îi spui așa, băi, domnule jucător, cine acolo, depinde, poți și eu, poți și Hydrix, Albertino și așa mai departe, vreau să fac și eu niște bani în GTA Online. Mă ajuți, te rog frumos. Da, da, te rog frumos, fiindcă e foarte important și bine educat, altfel, bani și la revedere. Și membrii staff-ului te vor ajuta să faci primii tăi bani sau niște bani ca să investești tu în business-ul care vrei tu. Fie cocaină, fie alte business-uri, fie să investești în casatcă, da, în casatcă, de ce în casatcă, fiindcă în ziua de azi, în 2021, casatca este cel mai bun metod de a face mulți bani și repede, în mod normal. Dar mai sunt și câteva glitch-uri, câteva șmecherii care pot să le folosești ca să câștigi foarte mulți bani. Foarte mulți bani, eu am în vedere, peste 10 milioane pe oră. Da, da, da. Și băi, frățică, dacă te așteptai în episodul ăsta să-ți arăt cum să faci bani cu chat engine sau cu modest menu sau cu alte căcaturi de coduri, te-ai greșit. Bă, nu folosi chat engine, nu folosi alte metode ilegale de a face bani, fiindcă îți iei bani. Dacă nu instant, în câteva zile îți iei bani. Crede-mă și ești, spun eu. Pentru că Rockstar nu de mult a ajuns un anti-chat foarte, foarte șmecher care verifică toate accounturile. Și când au găsit o anomalie pe accountul tău, cât s-au intrat niște bani în mod anormal sau ți s-a ridicat levelul, îți iei bani și n-ai cu cine discuta. Pentru că dacă înainte te banau administratorii și ca să iei bani trebuie să te prindă că folosești un chat, acum nu e așa. S-a intrat 5 milioane în mod anormal pe account. Pac, bani pe 30 de zile. Și nu când îți dă numai bani pe 30 de zile, dar ce se întâmplă? Când îți scade și 30 de zile de bani, îți resetează account. Practic, nu mai ai nimic. Nici mașini, nici level, nici bani, nimic. Trebuie să începi de la zero și accountul tău va fi ca și cum l-ai cumpărat acum nou nouț. Îți convine treaba asta? Nu. Dar frățică, vrei să faci bani, dar n-ai bani și investi, n-ai de unde investi, ești pe zero sau ai foarte puțin bani, intră la noi pe Discord, share ajutor și îți va da. Dar noi trecem la episod. Accept invitația în MC, da. Și plecăm. Da. Gata. Mă pornez, da? O facem cu casatca sau ne ducem să ne distrăm un pic? Nu, dacă vrei bani trebuie să-l facem cu casat. Am mai făcut caiu pericul, da? Știi, te mișca pe insulă. Da, l-am mai făcut. Ok, perfect. Nu cumpăra veste, nu cumpăra nimic, pentru că n-ai nevoie de ele, ne ducem, pac, am făcut bani, da. Și am plecat. Eu nu prea să-mi pun la țintă, știi că... Tu mergi din urmă, fac tot eu. Ok. Accept invitația în heist. Așa, asta închisă. Suntem ok și am plecat. Dacă facem heist-ul pentru bani, îl facem cu casat, că dai pantera. Intrăm pe de sopt, fugim pe unii de Dumnezeu.
Ora o facem ziua. Armele le avem. Banii. Bun, ha. Mie mi-au nimic. Ți-ți dă 85%. Dacă facem un act de caritate, îl facem așa cum trebuie. Da. Dă-i ready? Așa. Gata. Și Doamne ajută. Doamne ajută. Ce ești, eu ești. Dacă zici Doamne ajută, dă-i și enter. Ok. Știi erau tăpi sub tapă, da? Da. O frână. Perfect. Hai că în câteva minute rămâne senior Rubio fără Pantera. Și noi cu câteva milioane mai mult în buzunar. Da, adevărat, ăsta e. Lasă, domne, că n-are nimic, că dacă rămâne fără Pantera, are bază și alta. Da. Ascult, dacă nu prea ai zis că nu prea o ai cu Sfânta, stai mai după mine, da? Așa, nu departe tare. Pentru că și Picaiu Pericu s-au schimbat niște chestii acum de la update-ul trecut și mai bine stai așa mai... Unde? Șobolanu. Uite altul șobolanu. Nu tragem un el ca să-l vadă el altul, să vadă gloanțele cum trec. Nu sigur gloanțe în cap, jos. O, îmi găsesc o schede. Foarte ghini. Ăsta trebuie numai de fi de omorât, că pe altfel asta creează probleme. Are raza prea mare, dar dacă îl împușcăm unde e el, dacă îl vezi unde, absolut gloanțele pe lângă el încolo și îl văd gloanțele el alții și pornesc alarmă. Dar așa, dacă vine aici, nu mai este. Scheda celălalt e sus, o luăm și... A, uite, și cheia am găsit. Păi, și vorbim. Perfect. Stai așa. Te aștept aici? Nu, mergi cu mine sus. Plecăm pe sus, nu importă. A, merge sus. Mor. Perfect. Uite scheda. Ai pistolul azi de aur? Nu. Ia, vin un coar, vezi dacă poți să o iei. Așa, 64.000. Ai luat-o? Da, a luat pistolul. Ok, dar ascunde-o să nu... Să nu tragi din ea, da? Ascunde-o. Da. Băi, ca să nu facă aici 4 imprinte, hanim pe jos. Hai că aici nu mi-a interesat nimic. M-ai văzut? Mă vezi? Stai jos, ok. Ce ăla-i? Ai auzit și tu? Da. Aha, am auzit pantera aia care este închis în cușca aia. E pirată că vin pe aici. A, noi venem pe aici, venem. Ok. Mai când 2 secunde fac amprentele și... Perfect. Te-am plis tu cu gol de aici sau de sus? Cum? Te-am plis cu gol de aici? Da, mă-și vedem de unde. Avem skill-le. De unde putem de acolo încărcăm. Dar întâi furăm pantera. Da. Hai, boss. Prești tu, așa bun. Fai job. Gata. Perfect. Adică să ne împlăm. Hai să faci de aici, alu, ei. Da, nu mai importă. Faci și care vrei și cum vrei. Nu-i numai decât de făcut sincron cu schedele astea, ca zis chidușa. Bun, hai aurul și apoi mă împușu eu. Așa, hai, locă-ți. Fac click-ul. Pură, frăzică, dai bătaie. Cât mai mult iei, cât mai bine. Da, șef, da. Furăm. Teta nostru. Am scris casa lui... Am trecut casa lui Mr. Rubio după noi. Gata. Poți să-i tu de aici. Ești full, da? Hai, că nu prea. Aici. Nu prea vrea. Hai, 4, 6, 8, 10, 12 gol dai. Hai, fără și tu aici. Mai nevoie de încă una, parcă. Da. Piș. Asta e mai aproape. A văzut? Așa că am șobolanul aici.
Joc șobolanul. Mai am un șobolan aici. Mamă, pantera, oleleu, uite pantera. Mai am un șobolan aici, bă. Nu mai este. Fac și eu asta aici. Gata. Hai Nu, bă. ai foc. Ok. Te aștept aici. Băi, 3.152.000. Rămâne să facem încă o singură chestie. Să ieșim de aici și să fugim. Și să-l omorâm pe șobolanul ăsta. Am că s-a auzit. Am tras prin grad, s-a Prin auzit grad. fierul, stai așa. Nu, 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 stai chestia aici. Amal. Vedem să-l vedem pe English Dave, săracul, stă închis aici. Oh, americano, americano, te-o închis aici, fără pantaloni pe tine, Ce fără dau, și eu, maio. domnule, te-ai închis aici. Băi, uite și pantera aici, bă. Auto, mamă. Aoleu. Stă mai departe de ea, că ne mușcă. Nu vrea să... Nu pot Tu ce omoră. faci, domnule? Ia uite. Prostul dracului, ți-a trebuit să te pui în gură cu rubiu. Ia că așa se întâmplă, băieți coași, ei care înjură pe canal. Iau bani și nu mai pot ieși, da? Adică nu mai pot intra, ca ăsta din cușca lui. O luat bani de la Misteriu Rubio, l-a băgat în cușcă, nu mai poate ieși. Perfect. Deci, Așa, tu ești de acord? comportați-vă ca oameni bine educați și n-ați nimerit și voi în cușcă. Dacă vor mai repede bani, Ok, să facă aproghete. așa. Luăm stânga, ha. Mergem pe jos? Da. Îs doi pași. Când l-am făcut cu Hydrix odată, s-a dus să ia mașina. Să... E bine, fiecare când faci chestul, faci în modul său și fiecare se distrează cum vrea, înțelegi? A, nu e muhe, este asta, nu l-a făcut pentru distracție, că eu când mă distrez, eu, he-he. Dar l-am făcut ca să facem niște bani să-ți cumperi repede și e nevoie. Bă, și n-avem așa că plecăm la not. Bum. Bum. Mamă, mi-a luat ceva folie. Alu, în partea aia, în partea asta, domnule. Așa. Hai, în câteva secunde suntem ok. Dar ăștia, bilele ăștia, când explodează? Niciodată. A, stai așa doar de decor. Da. Gata, eu intrai deja în animație. Și eu. Așteptăm. Dacă așa ai prățică plus ori minus să fac banii dacă ești începător, da? Îi găsești în canalul de Discord. Te ajutăm, îți umpli buzunarul cu bani, îți cumperi casatca și pe urmă continui. Faci și ai învățat a face cum. Și în câteva zile devii multimilionar cu zeci, dar chiar și cu sute de milioane de dolari. Câți bani ai primit? Aca? 2.358.085. 2.300.000, 2.400.000, da? E rău? Nu. Foarte, foarte Nu, bine. e bine. Sunt niște bani, totuși.